Știi care sunt cei șase piloni fundamentali ai sănătății? Conform neurocercetătorului Andrew Huberman, aceștia sunt exercițiul fizic zilnic, alimentația de calitate, gestionarea stresului, relațiile sănătoase, somnul restaurativ, adică somnul care ne restaurează creierul, și expunerea la lumina soarelui dimineața. Expunerea ochilor la lumina soarelui imediat după trezire este absolut vitală pentru sănătatea mentală și fizică, spune el într-un podcast. De ce? Deoarece lumina de dimineață declanșează eliberarea de cortizol sincronizată cu ritmul natural al corpului, el subliniază că această practică ar putea fi cea mai importantă activitate zilnică pentru sănătatea metabolică, funcționarea hormonală și sănătatea mentală. Dimineața de vreme, soarele ne oferă lumină cu un spectru esențial pentru bunăstarea noastră. Răsăritul combină lungimi de undă unice, fiecare având un impact diferit asupra corpului. Lumina răsăritului este blândă, cu spectrul dominat de raze roșii și infraroșii, cunoscute pentru efectele calmante, capacitatea de a reduce inflamațiile și de a ne susține bioritmurile. Lumina albastră naturală de dimineață este esențială pentru trezire, deoarece crește nivelurile de cortizol și ajustează ritmul circadian pentru întreaga zi. Lumina infraroșie, acea lumină pe care nu o percepem vizual, pătrunde adânc în țesuturi, fiind considerată benefică pentru regenerarea celulară. Această lumină ajută la sincronizarea ceasului nostru biologic intern, aliniind ciclul somn-veghe cu ritmul natural al zilei și al nopții. Înainte de răspândirea ceasurilor, reacția creierului la lumină funcționa ca un ceas natural. Sensibilitatea organismului la lumină este mai mare în trei momente cheie. Prima oră după trezire, două ore înainte de culcare și noaptea. J. Knights este profesor de oftalmologie și cercetător în domeniul vederii colorate la Universitatea din Washington. Cercetările lui au evidențiat rolul unor celule speciale din retină, esențiale pentru reglarea ceasului intern și influențarea stării noastre de spirit și a nivelului de alertă. Aceste celule, conform acestui cercetător, nu răspund la lumina albă, dar sunt foarte receptive la culorile albastru, galben și portocaliu ale cerului la răsărit și apus. Această sensibilitate este crucială pentru resetarea zilnică a ceasului intern. Expunerea la cerul colorat al dimineții activează aceste celule, trimițând semnale către ceasul central al creierului pentru a-l sincroniza cu noua zi. Fără această resetare naturală, ritmul nostru intern se poate deregla, provocând dificultăți de somn. Când ceasul intern este dereglat, oamenii trebuie să se trezească atunci când corpul spune că ar trebui să mai doarmă, subliniază profesorul Knight. Un număr tot mai mare de studii arată că expunerea la lumina dimineții poate influența profund sănătatea mentală și performanța cerebrală. Și aici citez, lumina de dimineață îmbunătățește starea de spirit prin creșterea nivelurilor de serotonină, creșterea stării de alertă și ajustarea sau stabilizarea ritmului circadiene. Închei citatul. Spune asta Helen Burgess de la Universitatea din Michigan domnul Huberman, de care am vorbit la început, neurocercetătorul de care vorbeam la începutul clipului, sugerează câteva sfaturi practice pentru a beneficia de lumina dimineții. Expuneți-vă la soare în primele 30-60 de minute după trezire. Ideal ar fi în primele 5 minute după răsărit. Reglați durata, durata expunerii, adică în funcție de vreme. Cel puțin 5 minute în zilele însorite, 10 minute în zilele norate. Expuneți-vă în aer liber, nu după fereastră, deoarece ferestrele pot să blocheze lungimile de undă esențiale. Priviți în direcția soarelui, dar nu-l priviți direct. Evitați ochelarii de soare sau cei cu filtru de lumină albastră. Expuneți-vă la lumina de dimineață în cel puțin 80% din zile. Iar seara, vizionarea apusului semnalează sfârșitul zilei pentru corp, contracarând efectele luminii artificiale. Iată deci o terapie care nu ne costă nimic, nu are efecte adverse, dar, din câte răspund cercetătorii, ne ajută foarte mult. Așa deci, Admiră răsăritul, admiră apusul soarelui și corpul tău îți va mulțumi. Numai bine, sănătate, la revedere, gânduri bune.